Bună seara și bine m-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Alex Nichita, suntem din nou la Extemporal aici la TLM. După un weekend ceva mai agitat, așa cum era firesc de altfel la orice scrutin de alegeri prezidențiale în orice țară din Europa și nu numai, a venit vremea și la noi și la vecinii noștri din Ucraina să ne desemnăm președintele. La noi ne interesează cel mai mult și în special în județul Neamț. Invitatul meu în această seară, nu l-ați mai văzut de ceva vreme pe ecranele televizorilor, este vorba de domnul Ioan Munteanu, unul dintre domnul deputat Ioan Munteanu, unul dintre reprezentanții de seamă ai PSD Neamț. Nu spun mai mult decât atât. Nu spun și nu e nevoie. Ați avut motivele dumneavoastră, bănuiesc, pentru care nu ați mai ieșit în public de ceva vreme. N-am să vă întreb care sunt alea, decât dacă vreți să ne spuneți dumneavoastră, așa că nu vă oblig. Avem rezultate. S-au tras liniile peste tot. Bejul întotdeauna întârzie ceva mai mult, pentru că acolo trebuie să fie un calcul ceva mai curat, mai... Și până, cel puțin până la ora la care noi încheiam ziarul La Realitate, încă nu fusese retransmise la București rezultatele oficiale de la Bej Neamț. Cu toate astea, fiecare partid serios, nu? Își face propriile calcule, își adună voturile, numărătoare paralelă se numește. Sunt acum pe piață, între ghilimele spun la ziariști, două numărători paralele, cea de la ACL și cea de la Alianța PSD-UNPR-PC. Dumneavoastră aveți în față, bineînțeles, rezultatele de la partid, să da, spunem sigur, așa. Sunt în primul rând, am să vă întreb ce v-am întrebat și azi pentru Realitatea. Sunteți mulțumit? E în regulă ce s-a întâmplat? Pentru că dumneavoastră o să-mi spuneți o părere avizată. Știți despre ce este vorba și știți, puteți face comparații și cu alte scrutinuri de alegeri care ați mai trecut în trecut. Vreau să spun că... Așa ca o concluzie ar fi că suntem parțial mulțumiți cei din Alianța PSD-UNPR-PC. Ne-am fi dorit un scor pe care noi ne l-am impus undeva pe la 52-53-54%. Sigur, cu un target totuși mobilizator de 60-60 ceva la sută, pentru că altfel nu atingi niciodată ceea ce îți propui. Vreau să vă spun că nici n-ar fi fost greu de realizat. Poate cu un pic de noroc pe Piatra Neamț, pe câteva comune cu număr mare de alegători, cum e cazul chiar și în colegiul meu, am fi obținut câteva procente în plus pe aceste comune, inclusiv pe municipiul Piatra Neamț, care știm că cumulează două colegii. Așa să păstrăm municipiul Piatra Neamț într-o categorie. Nu, eu vorbesc la general acum, exact, nu vorbesc așa despre municipiul Piatra facem Neamț. Facem analiză pe tot... Am fi putut obține acel scor. Sigur că nici 49-41 cât a obținut Alianța PSD-UNPR-PC pe Neamț, nu e un scor prost, este un scor bun. În primul rând constatăm că e mai bun decât cel de la europarlamentare, că e mai bun decât media pe țară, ceea ce duce județul nostru în primele 15 organizații naționale. Nu știm foarte clar care și cum, în ce fel. Știm doar că în Moldova suntem pe locul 3. E situația de la Botoșan, care a întors puțin culoarea acolo, în sensul că acolo PNL-ul de regulă conducea în ultima perioadă, a obținut un scor foarte bun, o medie de 55-56%, organizația PSD împreună cu UNPR și PC. Sigur că dacă vorbim de Botoșan, trebuie să amintim că astăzi în discuția din acele s-a vorbit foarte răspicat și foarte dur împotriva 5 organizații PNR din țară și e vorba de organizații care au în frunte președinți de consilii județene, așa cum este și cazul lui Țurcanu, care e președinte de consiliul județean de la Botoșani. Eu aici nu înțeleg, dacă la Botoșani am obținut rezultatele, nu mă pot abține, sincer să fiu, dacă la Botoșani au avut rezultatele pe care le-au avut, ce căuta fratele domnului Țurcanu aseară la Piatra Neamț și în ultima săptămână? Ce ajuta el aici? Nu putea să dea ajutor mai mult la Botoșani? E o paranteză sigur, făcută de mine, mi-o asum eu. E un comentariu al dumneavoastră, eu n-am ajuns să știu detaliile ce l-au făcut să vină. Eu făceam doar un comentariu ce înseamnă voturi în Moldova și că ne-am poziționat destul de bine.
Vrem să credem că prin ceea ce vom face de aici încolo, să corectăm în mare măsură unele scoruri care nu ne mulțumesc și este un adevăr. Și aici putem discuta de scoruri care s-au oprit, să zicem. Ne-ar fi mulțumit ca aproape toate organizațiile sau echipele de campanie să obțină în cele 83 de unități administrative teritoriale un scor minimal undeva la 45-50%. Și atunci, sigur că județul nostru ar fi contribuit la o medie mai bună națională, plecând de la principiu, așa cum s-am și văzut astăzi cu toții pe absolut toate posturile de televiziune națională, că Ardealul este albastru, adică n-am putut să pătrundem nici chip în Ardeal, chiar am obținut scoruri revoltător de mici, aproape care nu ar duce spre ideea că acolo există organizații PSD sau de altă culoare din alianța noastră. Și mă refer în primul rând, să zicem așa, fără să mă feresc, la organizația de la Cluj, unde am obținut doar 18% din voturile care i-au revenit lui Victor Ponta, președintelui Victor Ponta. Cred că așa ar trebui să facă o analiză și spun că noi voiam să contribuim, să echilibrăm cât de cât. Sperăm ca roșu acela care a ocupat Moldova, Sudul, Oltenia, cu scoruri de unele locuri destul de mici de departajare, cum e Constanța, de exemplu, unde distanța dintre Victor Ponta și Iohannis este doar de 8%. Un județ care întotdeauna venea cu diferențe foarte mari, având în vedere faptul că acolo și electoratul este mult mai numeros decât în alte județe, este unul dintre județele mari ale țării, atât ca număr de populație, ca număr de alegători, dar chiar și ca dezvoltare economică. Putem vorbi de trei lucruri foarte serioase la Constanța. Deci o distanță foarte mică, doar de 8%. E posibil să fie și a urmării a faptului că acolo au fost tot felul de acuzații de vreo 2 ani de zile, începând cu președintele Consiliului Județean, apoi cu Radu Mazăre. Sunt și acum niște chestii incerte, oarecum, care nu s-au rezolvat care puțin prima pagină. Ele fac, până la urmă, putem așa să trecem ușor, pentru că eu nu pot să discut ce se întâmplă și ce. Parte dintre acuzațiile care se aduc, probabil, sunt fondate, dar probabil și unele sunt foarte mult înflorite și nu-mi permit eu să emit judecăți pe lucruri pe care nu le stăpânesc. Deci, întorcându-ne la noi, în județul nostru, s-au obținut rezultate chiar bune, aș putea să spun. Sunt, iată aici am un centralizator, pe colegii. Pentru că e important să se știe cam cum s-au dus voturile noastre în colegii. Și am să mă refer, dacă vreți, doar la cei doi candidați. Nemai citind cifrele celorlalte... O să-i le citesc eu după aia. 12 candidați, pentru că trebuie de spus că ceilalți 12 candidați nu prea au adunat multe procente, nici chiar la un loc. Situația asta e valabilă și în județul Neamț, nu e numai pe plan național. Iată, pe locul întâi s-a situat colegiul numărul 7, zona Târgu Neamț, ca să traducem așa, da, care a obținut, în alianța a obținut 59,68%, iar candidatul ACL, Claus Ioanis, 19,66%. Pe doi vine colegiul 6, care a fost coordonat de către fostul nostru candidat la europarlamentare, tânărul Alex Rotaru, și de vicepreședintele Consiliului Județean Dan Manoliu, și care a obținut 59,29, deci în apropiere cu, să spunem, aproape jumătate de punct, mai puțin de jumătate de punct de primul colegiu, iar Claus Ioanis aici a obținut doar 17,70 pe tot colegiul. În sfârșit vin și eu pe colegiul 5, pe care eu am... Ca să înțeleagă telespectatorii, asta vreau să explic eu acum, ca să înțeleagă telespectatorii, la fiecare partid, și la ACL, și la PSD, astfel de campanii, astfel de acțiuni electorale se pun în sarcina unor membri de partid, care răspund pe fiecare colegiu în parte. De obicei, se numește ca reprezentant în colegiul respectiv ori
parlamentarul care este de acolo. Dacă în cazul organizația are parlamentar în zona exact, respectivă, în cazul fie colegiului senator, 6 fie este deputat, vorba de dumneavoastră. Da. La, colegiul 1 este Ionel Arsene, președintele organizației județene. La colegiul 6 nu avem parlamentar, pentru că acolo parlamentar de colegiul 6 din fostul USL este Dorinel Ursărescu. Și atunci am completat, pe de o parte, vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Dan Manoliu, și tânărul fostul candidat al nostru europarlamentar, Alex Rotaru. La pe colegiul 8 este Vlad Marcoci, din câte știu eu în momentul. Nu, dar înainte de colegiul 8 n-am ajuns acolo, avem colegiul 3 care a obținut de asemenea 3. Un scor bun. Domnul 53, acolo, nu? Da, 53,17%. Am uitat să spun că în colegiul meu 5, deci 56,28, iar Claus Iohannis 19,94. 91. Venim acum la Liviu Harbuz, deputatul Liviu Harbuz, care a obținut un scor foarte bun, 53,17% pentru Victor Ponta, iar Claus Ioanis acolo a strâns 21,04% din voturile valabile exprimate. Acum vine colegul meu de bancă din Parlament, deputatul Vlad Marcoci, care obține într-un colegiu greu, să știți. Colegiul de pe zona de munte e unul dintre colegiile care foarte greu pot fi stăpânite politic. Și asta vă spune un om care spun că are o anumită experiență. Am avut posibilitatea de-a lungul anilor să cunosc când aproape spre amănunt lucrurile cum se desfășoară în zona de munte. E ca un peștișor din ăla care ți alunică dintre mâini când te aștepți că zici că e al tău, te trezești că ești cu una goală. Cam așa ceva se întâmplă și acolo, dar asta nu e de reproșat, ci e... Așa sunt oamenii acolo. Exact. Sunt un pic mai liberi, diferiți față de ceilalți și schimbători față de ceea ce discuți. Deci a obținut 45%. 45,05 a obținut Victor Ponta și 28,01 a obținut Claus Ioanis. Un scor mare al lui Claus Ioanis în zona montană, dar să nu uităm un lucru acolo, că mai mulți dintre primarii care până mai ieri au fost în PDL și în PNL au venit înapoi, mare parte dintre ei foști colegi de-ai noștri din PSD sau din UNPR, au venit înapoi în formațiuni, sau alții care nu au fost 2-3, au venit și aceia în cele două formațiuni politice. Cu altul cuvinte, au contribuit la acest procent de 45%. Electoratul care l-au avut ei până mai zilele trecute pe dreapta, pe PDL sau pe PNL, probabil că n-a avut timpul necesar să realizeze că primarul le cere să voteze în partea cealaltă și de aceea cred eu că scorul acolo a ajuns la 28%. Spre exemplu, dacă mă întrebați pe mine și chiar aș vrea să rețineți, chiar dacă mai există o diferență mare de voturi, am curaj să spun că în zona de munte Claus Ioanis nu va depăși acest 28%. Deci așadar, el nu va mai câștiga puncte acolo, pentru că între timp electoratul a aflat mult mai multe după vot. Mm-hmm. Pentru că atunci se află de fapt mai concret. Și în sfârșit, venim la colegiul 4, municipii. Domnul... Venim la municipii. Adică municipiul Roman, înseamnă Roman și unde, Comuna Iuncreagă, nu? De municipiul 4. Roman, putem să spunem că a fost o echipă întreagă în frunte cu senatorii Ion Chelaru și Leonard Cadar, care au răspuns de organizarea alegerilor în municipiul Roman. Au o creștere față de europarlamentare. Ei au avut atunci 34, deci iată, plus 6% față de europarlamentare, ceea ce nu-i rău deloc. Din păcate, după părerea mea, puteau să obțină și mai mult, pentru că au fost foarte bine organizați. Ei au câștigat alegerile municipiului Roman, să ne înțelegem bine. Deci nu se pune problemă. Uitați-vă, de exemplu, Claus Ioanis în municipiul Roman a luat 21,96. În schimb, a luat un scor bun aici în municipiul Roma, deputata și președinta Partidului Muncitoresc, avem Mișcării Populare, care este și candidat, a fost candidat la președinție. Unul dintre cele mai mari procente care le-a obținut la nivel așa național, este. 14, în municipiul Roma. Exact, în municipiul Dar am Roma. Să vă spun ceva, să știți că și în comunele care sunt adiacente municipiului Roman, deputata Elena Udrea, candidata la prezidențiale, a obținut scoruri destul de bune. Deci aproape în toate comunele din care sunt pe lângă municipiul Roman a obținut rezultate. Un rol foarte important în acest l-a avut primarul de la municipiul Roman, care a avut o contribuție semnificativă. Și atunci când Elena Udrea a câștigat mandatul de deputat în municipiul Roman într-o bătălie
pe moarte cu Liviu Brătescu. Liviu Brătescu. Brătescu, un contracandidat, după părerea mea, bun, chiar... Surprinzător de bun pentru mulți. Da, da. La început nimeni nu i-a dat foarte multe bun, credere. Dar... Are și calități deosebite, este un om cultivat. Este și orator un om... bun, am exact. Văzut eu. E cadru didactic universitar. Și ajungem la... Și în sfârșit ne întoarcem acolo, ne-a spus dumneavoastră să lăsăm nu că ne întoarcem și la Roman, da? Da, nicio problemă. Sincer să fiu, am să vă spun la modul foarte deschis. Nu, eu vă întreb direct. 35,70 față de 28, deci 35,70 pentru PSD, Alianța PSD, bun PSD și așa mai departe, și 28,58 pentru acele. E un scor la care vă aștept, sau vă așteptați la mai mult? Că știu, sigur că vă așteptați la mai mult. Eu am să vă spun la modul foarte sincer. După modul în care s-a implicat președinta organizației municipale PSD și viceprimar, doamna Aurelia Simionică, cât s-a zbătut și cât de conștiincioasă a fost în această perioadă ca lucrurile să funcționeze bine, plusul pe care l-a obținut de un procent față de europarlamentar e nesemnificativ și nu justifică efortul mare care l-a făcut în Piatra Neamț. E o problemă și totuși eu nu mă se feresc. Se poate spune nu că există un bazin electoral exact. Liberal în Piatra Neamț? Nu, nu cred că e dreapta. Un bazin liberal. Cred că, dacă aș traduce așa, vine cu o construcție de ultimii 10 ani în care dreapta a condus municipiul Piatra Neamț. Eu vreau să vă spun încă un lucru, îl reamintesc de fapt, pentru că îl știm cu toții. Partidul Social Democrat n-a obținut niciodată mandatul de primar în Piatra Neamț din 89 și până astăzi. Noi am avut primar PSD în Piatra Neamț, pe Ion Rotaru, dar din două mandate câștigate, prima dată de la Partidul Agrarian, sau Partidul Agrar, scuzați-mă, da. Și a doua oară de la Partidul Democrat. Și atunci el a venit în partidul nostru, dar cu mandatul câștigat la cele două formațiuni politice. Așa a fost până în anul 2012, încă o singură localitate în tot județul Neamț, în afară de Piatra Neamț, care este și astăzi. Bicazu. Nici acolo. N-a câștigat niciodată. Niciodată PSD. Partidul Social Democrat n-a câștigat mandatul de primar decât în anul 2012, când știm noi cine, persoană importantă de-a lungul vieții bicăjenilor, actualul primar, inginerul Nicolae Sălăjan, care a fost directorul general de la Carpat Ciment sau de la Ciment, cum eram noi obișnuiți să spunem pe vremuri, a câștigat mandatul într-o confruntare nu ușoară cu un primar de asemenea de bună calitate, vorbesc de profesorul Catrinoiu, care a fost și inspector, câteva mandate în spate, a fost și inspector cu... general. Deci asta e situația celor două orașe, municipiul Piatra Neamț și orașul Bicaz. Credința noastră este că dacă judecăm simplist doar după cifre, spunem domnule, suntem pe locul întâi. Nu-i suficient. Pentru ce ne propunem noi la municipiul Piatra Neamț, și vă spun foarte clar, e prima dată când ne propunem să câștigăm primăria de la Piatra Neamț. Ca să-ți propui să câștigi primăria de la Piatra Neamț, obligatoriu noi trebuie să ne ducem până în alegerile din 2016 cu o intenție de vot al celor care votează în municipiul Piatra Neamț, care să fie undeva peste 50%. Uitați, exact pe municipiul Piatra Neamț, eu am aici niște cifre. Candidatul Victor Ponta a avut 35,82 față de 28,67. Da, s-au mai modificat puțin, e 35 cu 70. E numai pe Piatra Neamț, nu mai pe municipiu. A, numai pe municipiul Piatra Neamț, da. Sigur că... V-am spus, dacă privești cifrele, domnule, e bine față de faptul că noi n-am avut niciodată Piatra Neamțul. Cineva spune, domnule, am câștigat alegerile în Piatra Neamțul. Da, așa am spus și eu, dacă discutăm doar matematic sau aritmetic mai degrabă. Bun, eu vă întreb care era speranța. Speranța noastră este clar, era undeva, așa cum era și la Roman, între 42 și 44%. Înspre 44, vă spun foarte sincer. Adică, ce înseamnă asta? Un plus de 9-10% față de europarlamentare. Și dovada că se putea obține. Și am să vă spun și de ce. În primul rând, o prezență bună în municipiul Piatra Neamț. Că vorbim de prezență, trebuie să spunem că pe țară e prima dată când urbanul vine cu o prezență mai bună decât ruralul. Da, e surprinzător. Da. Și o să vorbim puțin și despre chestia asta, pentru că se spune că tot timpul alegătorii, mă refer la cei care fac judecăți politice seara în talk show-uri, yeah. Alegătorii PSD-ului sunt oameni în vârstă care și, fără dimineața, până la ora... și fără să supăr ceva,
oameni mai puțin instruiți, ca să nu spun altfel. Iată că sociologii acum spun că cei care au votat cu PSD-ul sunt oameni tineri și, culmea, mulți dintre ei cu studii superioare. Poftim? Mai putem discuta, s-ar putea să ne întoarcem spre un Klaus Iohannis, poate cu asemenea legători. Pe principiul ăla pe care îl aveau românii, știți, românii din 40 tot să roagă să vină americanii. Acum vor probabil să întoarcă nemții. Și tot așa, noi avem niște principii. Știți ce am observat? Eu ceva mai tânăr. N-am văzut atât de multe alegeri prezidențiale. Adică le-am văzut, dar nu le-am perceput ca cum le percep acum. Ce am observat eu este că de fiecare dată când un președinte câștigă un mandat, are parte de voturile celor instruiți, cu facultate, tineri, da, și așa mai departe. De, așa, dar când ajunge să recandideze pentru mandat, are parte de voturile celor mai puțin instruiți. Deci acum, urmează... Acum nu e cazul, pentru că avem doi... Nu m-ați înțeles. Acum urmează, însă, încă e rândul lui Victor, pentru că așa a rezultat că cei tineri îl votează. Da. Așa că Victor are șanse... Oricum are șansele mai mari, pentru că am văzut și scorurile finale de astăzi de la Biroul Electoral Central, care păstrează acea distanță de 10 puncte dintre el și Klaus Iohannis. La prima vedere par jocurile acele pe care le fac foarte mulți oameni, adună Udrea, Macovei, Popescu. Chiar eu vreau să ne explicați chiar dumneavoastră, că eu am încercat să explic la unii oameni că în politică, cel puțin în momentul de față, 2 plus 2 nu dau niciodată 4, categoric. E clar. Cum? Bine, domnul Meleșcanu a spus și-a exprimat opțiunea unde va vota. Am înțeles că și UDMR-ul și-a exprimat opțiunea. Nu, opțiunea lui a fost și altdată, una liberă, adică în sensul că îi dau liber alegătorilor lor și chiar cred că e singura procedură corectă și ei au două probleme și trebuie să le spunem aici, păi, că nu sunt foarte mulți unguri în Piatra Neamț, din care unui cu mătrul meu, așa că putem vorbi deschis. Deci problema este felul următor. Pe de o parte, UDMR-ul are un mic stăpân care se cheamă Victor Orban, care e în Partidul Popular European. Exact. Din coace este la guvernare. E vicepremier, a fost până mai zilele trecute. Chelemen Hunor. Cum să se împartă el să mulțumească și capra și varza? Cât singura soluție... Vă faceți cum credeți. Singura soluție să dea liber oamenilor să voteze pe boința lor. Și pe de altă lor. Parte, dacă eu, ca lider politic, nu dau nume acum, dar să spunem că am candidat la legile. Păi ați pus o întrebare și n-am răspuns. E foarte simplă. Întrebarea noastră e corectă și nu comportă niciun fel de scenarită. Dacă crede cineva că apelul unui candidat către electoratul lui de 600.000 de votanți, de 300.000, de 50.000 de votanți, înseamnă că drumul alegătorilor este spre cel pe care ne-l recomandă respectivul candidat, să înșeală amarnic. Sigur că asta se întâmplă. Eu am un exemplu pe care tot timpul îl spun atunci când cineva mă provoacă. Am citit despre cele trei partide care guvernează Japonia de-a lungul anilor. Acolo, familia, nu-i ca la noi să te schimbi azi la PSD, mână la PNL și tot așa, e o tradiție de zeci de ani în care membrii familiei unei familii respectă, se duc în aceeași formațiune politică și nu se schimbă de acolo nici întorși. Într-adevăr, acolo, când cel de-al treilea partid pierde alegerile și trebuie să ofere voturile unuia din cei doi, liderul partidului dă semnalul în ce parte să meargă. Pentru că e ca un fel de asociație adevărată. Și la noi tot asocierea dintre oameni înseamnă o formațiune politică. Numai că aia e ca și una de afaceri. Majoritatea lucrează în același locuri, în același societăți comerciale. Mă refer la aceea fabrică, în același loc de muncă. Acolo generații și generații. Ei aproape că întrețin societatea ca și cum ar fi a lor pentru acționare. Patronii care sunt la... Deci acolo când le spune și acolo până în 20% să rătăcesc sau nu se duc. Acolo, când vorbim de Japonia, cred că spun mai mult decât trebuie. Dar la noi, eu pot să cred, de exemplu, că dacă doamna Udrea iese și spune, vă rog să votați, că sigur, asta e clar, semnalul care va mâine sau apoi mâine iese președintele, iese președinte Traian Băsescu, să încearcă el să coaguleze. Eu adică vă spun că nu va ieși. Ba da, să preia jocul aceleului, să încerce să coaguleze într-o anumită speranță. Mai vorbim, ne mai întâlnim și mai vorbim. Poate să Elena Udrea, dar Băsescu nu știu. Nu poate să rateze un asemenea moment.
Suntem eu copii. Cred că ar fi bine să se abțină. Știți, de data asta. Nu cred. Nu se poate. Nu poate. Nu poate. Dacă nu asta joacă. Asta e ca în fabula aia nu joacă puțin, cu scorpionul și cu broscusa. Nu, de ce m-ai început? Că nu m-am putut abține. Deci spuneam, doamna Elena Udrea iese mâine și spune, am 5,5% din voturi. Care reprezintă atât din cele 500 de mii. Corect. Rotund. Luăm rotund. Da. Vă rog, îi rog pe alegătorii mei. Eu sunt convins că din cei 500 de mii, vreo 150 de mii, vor asculta mesajul, iar ceilalți 350 au soluția liberă de a decide. Unii supărați pe Klaus Iohannis că au făcut alianța cu PD-ul și ei nu au fost invitați. Să nu uităm. Alții spun așa, Traian Băsescu, îi vot și al lui Traian Băsescu în acel 500 de mii. Unii la Elena Udrea și chiar și el a recunoscut că îi pare rău că Macovei a tăiat din voturi, că alții și că nu știu păi ce. Păi astea calcule simple, domnule Udeanu. Deci el, vorbeam de cei 350 de mii. Da. Ce se întâmplă? Încheiați în schimb, ideea să vă spun eu. Simplu. Mulți dintre acești oameni nu se vor mai duce la vot când nu-și regăsesc omul pentru care s-au dus acolo. Au riscat oamenii cei când s-au dus acolo. S-au dus la risc pe un candidat. Pe de o parte, femeie, misogin, român, chestii, nu știu ce. Doi la mână. În spate cu un Traian Băsescu, care are o problemă cu electoratul de la referendumul din 2012, când 7,4 milioane de oameni au spus du-te, lasă-ne. Deci, vedeți, lucrurile sunt un pic mai complicate și mai complexe. Același lucru poate spune și Tăricianu și putem discuta de acest tandem. Dar nu cel mai corect ar fi să iese un astfel de candidat să spune, domnilor, opțiunea mea este ăla, dar voi faceți cum vreți? Nu, dar așa să-și va face. Stați un pic. Nimeni nu poate să impună electoratului lui, votantului, fostului. Dar țineți minte că cu anii în urmă se făcea. E o greșeală. Noi mergem cu ăla. Asta știți cine o făcea întotdeauna, numai Vadim. Exact. Bine, aici nu înțelegem. Haideți să nu vorbim de Vadim. Dar nu, nu spun cu răutate. A obținut 4% în neamț, ceea ce dar nu numai, dar atenție că a obținut unele comune din zona de munte și 90%, ca să pentru știți. Prima dată când m-a sunat astăzi Jorel Nistor să spună, bă, ați văzut? Nici el nu s-a aștepta. Luăm o scurtă pauză, ne reîntoarcem în câteva momente. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în emisiune cu domnul deputat Ioan Munteanu, am mai dezbătut puțin procentele. Păi nu, și am să reformulez întrebarea pe care am primit-o. Vă rog. V-a ajutat ordonanța în Neamț, v-a ajutat ordonanța cea care a permis primarilor să migreze politic? Categoric da, am fi lipsiți de bun simț să spunem că nu. Să știți, și vă spune un om, v-am mai zis, chiar dacă o să mă repet, că am anumită experiență, munca de a ajunge să ai voturi o faci cel mai bine să ai și primar într-o localitate, într-o comunitate. Că foarte multă lume a spus, doamne, dacă tot au 60% din primar, de ce n-au 60% din voturi? Nu e obligatoriu. Am dat o explicație în prima parte și am explicat că parte din electoratul acelor oameni, să nu uităm că i-au intrat de vreo lună de zile. Încă n-au înțeles ce se întâmplă? Exact. Nu. Dar nu e o problemă asta. Sigur că nu e corectă această migrație. Dar amintesc că cea mai mare parte din acești oameni au fost la PSD. Era un partid social-democrat. Și deci, când îi pierzi, de ce n-au strigat și atunci? Când i-am pierdut. Acum când s-au întors înapoi, ce să-i facem? Să-i dăm afară? Chiar i-am invitat să vină. N-au venit de ei să bată cu tub. Au venit și unii care au zis, dom'le, vreau să mă întorc acasă. Foarte mulți dintre ei. Bineînțeles că ușa a fost deschisă. Mergând pe acest principiu elementar, poți să duci o campanie electorală, poți să faci o acțiune politică, nu discutăm de administrativ, e altceva. Acolo e obligație, serviciu, muncă, atribuții, chestii, nu intrăm în detalii. Mult mai ușor, mult mai relaxat poți să discuți cu electoratul, vine lângă primar electoratul. Altfel stai. Așadar, ce vreau să spun? Că la realizarea unor scoruri bune pe care le-a obținut organizația, atât la europarlamentare, cât și acum organizația noastră PSD, în alianță cu UNEPR-ul și PC-ul, un rol deosebit de important l-au primarii. Nu numai cei care au venit, toți primarii când vorbesc. Sigur că apar unele nemulțumiri când vezi că în coada listei se așează oameni, fie mai vechi din PSD, fie mai nou veniți în exact, PSD. Nu există oameni care zic, băi, dar a venit și ăsta acum să-mi ia mie caimacul de pe drumul. Dar, ca o mică concluzie, e un câștig pentru organizația județeană.
Asta e clar, fără doar și că... poate. Fără doar și poate. Voiam doar un pic să completez ce finalizasem noi discuția din prima parte cu acele voturi care se duc și nu știu ce. Da, păi am auzit astăzi pe un post național unul dintre candidați care avea, vă spun acum ca să nu greșesc, că oricum avea vreo 1000 de voturi, nu știu cât avea. Întrebați că... Că vrea să le negocieze. 1000 de voturi. Da, vrea să le negocieze. Sigur că îți pui întrebarea, dacă ești un om sănătos la minte, te întrebe așa. Înseamnă că nu știe nimeni cum îl cheamă, nu, clar. Nu, te întrebe așa. Dom'le, cum au strâns ei peste 200.000 de semnături și azi iau 1000 de voturi sau 2000? Asta nu înțeleg. Eu aici, de acum, încep să am o rezervă la corectitudinea semnăturilor. Eu unul, vă spun sincer. Eu am să vă spun ceva. Dumneavoastră veniți la mine și îmi solicitați o semnătură. Exact. Sigur că nu mă obligă cu absolut nimic. Dar eu vă mai spun ceva. Faptul că eu am semnat pentru susținerea dumneavoastră e o obligație interioară a mea. Morală. Deci eu mă duc la vot și spun, ați venit dumneavoastră, mi-ați solicitat-o, eu mă duc, dar nu toți, dar mai mult de jumătate dintre ei sunteți de acord cu mine. Așa ar proceda. Corect. Dacă semnătura ar fi... reală. Și încă o chestie, cum am pățit eu. A venit cineva la mine și zice, noi strângem semnături pentru candidatul X. Corect. Semnați aici. Îmi pare rău, nu semnez. Pentru că, unu, dacă eu n-am aceeași opțiune... Aproape că te obligă să... Da. Cu ce votam acum, nu? Exact. Nu pot semna pentru că vreau să votez pentru altcineva. Așa este. Ei, măcar sunt corect cu mine. Așa este. Deci, eu vă spun, câteodată când văd cum adună oamenii aia atâtea semnături, mă uimește. Nu pot să înțeleg și de aceea cred că procedura trebuie gândită mai mult în legătură cu justificarea semnăturilor pe care le depun la Biroul Electoral Central la momentul înscrierii candidaturii. Dacă ai ceva bănuți în buzunar și o mașină bună și 3, 4, 5 oameni pe lângă tine cu listele aferente... Nu mai vorbesc de cum face domnul Dan Diaconescu, că le așteaptă la televizor acolo. Dacă trimiteți, vă dau banii. 20.000 de euro. Primul sunteți pe listă. Aia mi se pare chiar suspect. Sunteți primul pe listă, domnul Alex. Aia mi se pare chiar suspect, sincer să fiu. Da. Bun. Revenind, voturile nu se vor împărți așa, numai că spun candidații care au avut voturile respective în spate. În primul rând că ei nu știu cine i-a votat. Punct. Exact. Votul este secret. Nici eu nu-l divulg cu cine am votat. Că am votat cu Dan Diaconescu sau cu Vadim. E treaba mea. Eu întotdeauna... Numai cu cei... Nu să spun cu un perdant. În momentul când mă întrebați pe mine acum la doi finaliști, eu vă dau unul dintre ăștia doi. Categoric. Chiar dacă am votat cu unul din ceilalți 12. Categoric așa se întâmplă. Foarte puțin vă recunoaște. Câțiva oameni din apropierea conducerii locale, județene, aceia recunosc, da, domnule, ne-am susținut candidatul. Dar în rest este puțin probabil ca cineva să spună că a votat cu un perdant. Nu, dar e o chestie normală până la urmă, că nu e ceva ieșit din comun. Ce am mai făcut noi acum cu rezultate? Am făcut niște analize pe care apoi o să le discutăm cu cei din organizațiile teritoriale de toate mărimile. Nu contează numărul de voturi care le-a obținut o organizație. Noi am făcut în mai multe forme judecata respectivă și secretarul general al formațiunii noastre a întocmit câteva tabele care ne sunt foarte necesare în discuțiile pe care le vom avea de mâine încolo pentru pregătirea turului 2. Da, păi de acum urmează partea a doua, mai grea. Eu așa categorii, o văd, mai grea categorii, puțin. Categorii. Știți, toată lumea spune un lucru foarte sănătos. Și cine nu înțelege, chiar dacă ar fi fost 15 puncte diferență între cei doi, că meciul începe de la 0-0, nu știu dacă ați avut posibilitatea să vedeți finala între Al Hilal al lui Regencamp și Waters, nu știu cum se cheamă, din Australia. Recunosc, nu. O echipă care s-a înființat de 2 ani de zile, au câștigat în mod norocos la Sydney, dar în mod norocos cu un gol 1-0, așadar plecau cu un avantaj de 1-0, au venit în țărișoara săracă, unde se dau milioane de dolari în stânga și în dreapta, fără nicio problemă, au ratat oamenii aia de la Al-Hilal multe, multe tare ocazii, ei las niciun șut pe poartă, 90 de minute, și au câștigat cupa, s-au calificat în finala cupei
țărilor din, din, de acolo, din zonă. Cu, cum e cupa noastră europeană, da. Champions League, Champions League, așa e și aceea la Genoa. Sigur că din chestia asta, ca să vă traduc așa simplu, să vedeți când vorbeam de bani mai înainte, numai Reghe Camp ar fi luat pentru câștigarea trofeului $1,000,000 primă specială. Deci, cam vă dați seama cam ce joc. Mizera mare. Da. Așa, cred că am putea să ne gândim că un contracandidat care doar se așează de-a latul ca să câștige alegerile, așa și ăla. Și cu șansă, și atunci plecăm de la 0-0 și știm că trebuie să adunăm punctele din nou. Prima dată trebuie să le adunăm pe alea care le-am luat în prima etapă, adică în primul tur. De regulă, votanții câștigătorilor care se duc în finală, îi considerăm câștigători pe amândoi. Se mențin? Că se duc cam 90, de la 90 maxim, să pierd 5-10%. Maximum 5-10%. Așadar, obligația noastră să-i menținem și să reducem cât mai mult bucățica aceea de pierdere și după aceea, pasul numărul 2, să tragem din voturile celelalte care au fost distribuite celorlalți 12 candidați. Și așa vom discuta pe fiecare organizație teritorială și vom vedea ce soluții avem și vă arătam eu înainte de a începe emisiunea că avem formulare de genul ăsta chiar pe fiecare comună cu toate detaliile cum trebuie vorbit. Sigur cineva o să spună, ei domn, nu, să știți că vrei să faci performanță, e ca și în altă activitate, trebuie să fii foarte bine organizat, trebuie să fii foarte bine documentat, dacă vrei să faci performanță, dacă nu vrei să faci performanță, mergi cu turma. Dar dacă se duce aia cu talanga în râpă, te-ai duci tu după ea. Că asta e regula. Aveți ceva de spus? Bun, da, haideți să discutăm puțin și prezența la vot în Neamț. Da, sigur. 48,5. Da. Am grosomodo. Nu-i 48,5, dar... Eu am să vă spun, așa ca să înțelegeți dumneavoastră, dau concret un exemplu. Prezența la Neamț este o prezență bună și am să vă spun de ce. În cei 18 milioane și 400 de alegători din listele naționale, cifra care se vehiculează că n-ar fi în țară este între 3 și 4 milioane. Dacă dăm jos cifra asta de 3-4 milioane și spunem 14 sau 15 și spunem și mulțesc cu 53%, o să vedeți, că atâta s-a făcut pe țară prezența, o să vedeți dumneavoastră că nu prea sunt țări în Europa care au o prezență corectă. Dați jos alea 4 milioane când faceți procentul și o să vedeți că vă urcați la 70 și ceva la sută prezență. Dați-mi voie să vă spun că prezența asta e un pic mai bună doar acolo unde votul e obligatoriu, că vorbim de chestia aia cu votul obligatoriu. Da, aia o păstram pe final acolo, eu. Doar acolo. Deci, așadar, prezența, după părerea mea, e foarte bună. Concret. În colegiul meu, colegiul numărul 5, prezența cea mai bună am avut-o de-a lungul ultimilor ani în 2009 la prezidențiale. Prezența cea mai bună. Vă spun că așa ne-am chinuit acum de am făcut prezența din 2009. Prezența din 2009, rețineți, de atunci au fost locale, europarlamentare, parlamentare, totdeauna au fost mai mici decât aceea de la prezidențiale din 2009, din ultima finală, Traian Băsescu, Mircea Geoană. O am scrisă pe fiecare comună, în parte, pe fiecare oraș, municipiu, cum facem, cât a fost. Concret, am mai repetat toată. Săboaniu, dar îl putem lua, Tămășeniu, care e mai gravă situația. Săboaniu astăzi are în comună, din cei 9300 de votanți cu drept de vot, nu știu dacă exact 9300, dar vă pot spune că mă uit aici. Vă cred pe cuvânt oricum. 9300 de votanți cu drept de vot au avut, are maxim 3800 de oameni în comună. Au venit la vot din 3800. Asta spuneți așa, că dacă scădem alea milioane, 4 milioane, avem 15 milioane sau 14 milioane jumate de români cu drept de vot în România, da? Dacă ar merge toți la vot, am avea un procentaj de 100%, peste 70%, dar ar fi numai 70%. Corect, de fapt. Pentru că sunt din alea 18. Dar deci 50%, 50 ceva la sută, înseamnă de fapt 70% din cei care sunt prezenți în țară. Exact. Asta e explicația. Exact. Uitați-vă, concret. Săboani, 9.000, punem rotund. 9.000, rotund. Sunt în comună 4.000.
Au venit la vot 3600. Da. Dacă raportezi 3600 la 4000, păi îmi dă 90 ceva la sută. Pentru că ăștia ați plecați. De unde se-i aduc? Exact. 90%. Bun. Și atunci, de ce nu facem niște statistici corecte, domnul Munteanu? N-aș vrea să spun tot. Pentru că dacă s-ar aplica cifrele care s-au făcut la 2012, la ultimul recensământ, ar fi altfel. Când Institutul Național de Statistică nu și-a finalizat documentele pe motiv de lipsă financiară pentru softuri, etc., etc., etc. La aceste toate se adaugă un lucru și mai important. Și nu trebuie să ne ferim că îl știe toată lumea care este. Vorba de fondurile pe care le atrage România de la Uniunea Europeană, care se dau în funcție de populație. E un subiect foarte delicat. Foarte delicat. Mai bine duc tarele din țară și mai aduc 1,2 miliarde de euro. Nu știu dacă m-ați înțeles. Am înțeles foarte bine. Și de asta v-am spus mai înainte că n-aș vrea să dezvolt subiectul foarte mult. Credeți că ei nu știu? Ba da, dar nu-i bine să-l dezvoltăm. Îl facem că curge natural. Ion Iliescu a declarat astăzi că PSD dispare dacă nu câștigă Ponta alegerile. Bine. Etichetele în general ale lui Ion Iliescu. Am învățat, domnul Munteanu, eu am învățat de-a lungul timp, deși nu-mi place domnul Iliescu, da. L-am votat odată când eram nevoit să o fac în 2000, asta e altă discuție, dar am învățat să țin cont de ceea ce spune. Și în 2009, omul ăsta a spus așa, un om cu capul, corect și care gândește bine, așteaptă numărătoarea finala votului înainte să se bucure. Nu, el și a avut dreptate. În general, etichetele care le-a spus același lucru, mult mai multe lucruri pe care le-a pronunțat Ion Iliescu de-a lungul anilor au rămas. S-au cam adeverit, s-au lipit bine de cei la care le-a pus, aproape că de nedezlipit. Păi săra cu Joana și acum asta. Dar nu numai el, câți nu sunt. Dar mă rog, ideea este următoarea. Și eu am spus, iată care e argumentul lui Ion Iliescu, care e un argument care se discută la noi în partid de foarte mult timp. PSD a stat 10 ani fără cotroceni. Un partid care e numărul 1 în țară, când ajunge o astfel de situație, pur și simplu apar nemulțumiri în interior. Și atunci de aceea Victor Ponta își propune un tandem. Nu mai contează că viitorul prim-ministru nu e obligatoriu să fie din PSD. Ceea ce e un lucru pozitiv inclusiv pentru cei de afară care ne privesc. Bun, dacă tot am ajuns aici, cine ar putea fi prim-ministru? Că noi am făcut toate calculele posibile, începând cu Gabriel Oprea până la Meleșcanu. Și eu am să vă spun... Nu Tăricianu, exact, zic, am zis de la ăla până la ăla. Cum nu... s-a discutat astăzi, mâine, coaliție, se vor face probabil una, două, trei propuneri, patru, de oameni care să fie susținut de toate partidele din coaliție, înțelegând că în această coaliție va fi atras și PLR-ul, Partidul Liberal Reformat al lui Călin Popescu Tăricianu, chit că va fi prim-ministru sau nu, la guvernare intră, înțeleg că vor avea vreo două posturi de ministru plin și altele mai mici. Pe ce principiu să pleacă aici când discutăm, apropo de întrebarea dumneavoastră? În primul rând, Europa, America, nu-și dorește ca România să fie condusă numai de Partidul Social Democrat, înțelegând că totuși președinte, chiar dacă va fi independent, nu ca actual președinte, în sensul că apolitic și într-adevăr de om care reglează treburile țării și că în față nu trebuie să aibă decât două lucruri foarte importante, garantul Constituției și a legilor țării și nimic altceva, nu trebuie să ne reprezinte cu mare demnitate pe plan extern. Astea sunt cele mai mari atribuții care le are președintele țării. Restul de guvernare nu-i treaba lui. El poate să se consulte cu premierul, poate să stea de vorbă, dar nu prin televizor, nu prin talk show-uri, nu prin jigniri, nu prin lecții, vezi că nu știi să aduni chiar dacă ai făcut la Oxford, vezi că nu știi să aduni dacă ai făcut la Cambridge, vezi că chestii din astea care, mă rog, sunt lucruri, să lăsăm, sunt la trecut. Astea, cred că trebuie să renunțăm la ele. Nu, dar nu putem, nu trebuie să renunțăm, domnul Alex, pentru că oamenii aceștia din Piatra Neamț, care uiată, care nu prea au dat voturi, au uitat de tăiatul pensiilor, de tăiatul indemnizației. Nu, stați un mă refer la Cambridge. Nu, da, de acord. La asta deci, mă refer. De ce să uităm bine cu asta nu că nu avem cum să le uităm. Păi, domne, păi oamenii aceștia au uitat, să știți, care s-au dus la vot. Nu știu cum s-a nimerit că la momentul respectiv... Păi cine l-au votat pe Iohannis, domnul... Ei au votat pe Traian Băsescu sub forma lui Blaga, a lui Videanu, a lui Anastase, a tuturor celorlalți care sunt în jurul lor. N-ați văzut cu cine
Cine umblă și cum se umblă? Adică ce facem? Ne colorăm altfel acum și îl scoatem pe Neamț în față și arătăm că suntem altcineva? Nu cred că pute. N-ar trebui să reușească să ne păcălească așa de repede. Sigur că nu-i bine să porți ură, dar nici nu-i bine să uiți prea repede ce ți s-a întâmplat, pentru că n-a fost ușor. Când au ieșit în 2012, 7,4 milioane de oameni au votat împotriva lui. Ați văzut acum câte voturi s-au luat în primul tur? Victor Ponta a luat 3,8 milioane, Klaus Iohannis 2,8 milioane. Ăia 7,4 a fost împotriva unui om. 7,4. Adunați-le pe alea 20, nu de 7,4. Nu. Vedeți? Despre ce vorbim? Iată așa, cam așa ar trebui să fie judecata și municipiul Piatra Neamț. Sunt de acord cu oamenii care nu simpatizează cu PSD-ul, sunt de acord cu alții care au răbufniri, au pierdut poate nu știu ce pe guvernările PSD. Deși nu știu în Piatra Neamț ce s-a întâmplat, că noi n-am fost niciodată la guvernare în Piatra Neamț, că asta e guvernarea. E în Piatra Neamț, ori eu vă spun că noi n-am fost, v-am povestit. Pe plan național, iertați-mi fie, păi singurul care a întregit ceea ce a tăiat boc prin mâna lui Traian Băsescu a fost Victor Ponta. Atunci nu mai înțeleg. Pe Victor Ponta îl face, ba că e spion, ba că e comunist, avea 17 ani când l-a prins Revoluția. Cum, cine poate să arunce mizeriile astea? Așa m-a întrebat și pe mine cineva. De unde sunt peremiște de pe zona de munte? Zic, genetic vin. Și ăla care s-a născut azi noapte. Și ăla care s-a născut azi noapte are acolo o genă din PRM. Bun, atunci cum explicați bine, jocul lui Traian Băsescu l-am văzut cu toții. De acum înainte e o chestie hilară la cel puțin din punctul meu de vedere. Cu toate astea, anticampanie PSD-ului nu și-au făcut numai ACL-ul. A făcut DNA-ul. Da. Mult. Mult și... DNA-ul. Și am să vă spun și ceva. Există un personaj mie nu-mi pe frică care... să spun. Vă spun acum. Câteva puncte bune am pierdut de acolo. Să știți. Pe bună dreptate. Câteva da. Puncte bune. Acum, de ce... opinia dumneavoastră sinceră, credeți că oamenii aia care au ajuns acolo din PSD meritau să ajungă acolo sau au fost luați așa... Nu, cred că... Sau ar fi trebuit luați de mult mai de mult. Aici e subiectul. Eu știți ce nu înțeleg din toate lucrurile? Am o singură problemă care nu o înțeleg. Sincer, dom'le, dacă tu ai sesizat în anul 2007 sau 2006 că lucrurile nu funcționează nu știu unde și nu știu ce, păi oprește-l, frate, nu-l lăsa să facă nenorociri mai departe, oprește-l că e mai ușor să repari. Când au luat, să zicem, 50.000 de euro până ajungi la 50 de milioane de euro. Nu mai de un singur. Domnul Munteanu, am să vă spun un lucru. A fost la Piatra Neamț, doamna fost candidat... Doamna Monica Macovei, care s-a laudat și avea pe afișul am văzut. Ei că a creat PNA-ul, dar nu l-a înființat ea. Să întrebat... nu uitați că PNA-ul, că ăla e baza, a fost înființată de cel care a avut de suferit, fostul premier Adrian Năstase. Eu așa am spus. Doamne, tu ți-ai scris pe afiș că ai înființat. Bun, fii, cum zici tu? Cum se face că toate dosarele de corupție le-au găsit procurorii DNA în octombrie 2014? Avem acum câte 4 comunicate de la DNA pe zi, toate cu persoane cu ștaif, nu oricine. Iar în octombrie 2013 nu era unul pe lună. În octombrie 2012 era unul pe lună. Și ăla e ca nimeni care nu a făcut nimic. Apropo de doamna, a făcut și ea ceva. Eu n-am spus că oamenii aia n-au făcut măgări. Nu, nu, nu. De ce dar acum? De ce ai găsit pe toți în octombrie 2014? Pentru că se știa că va fi un joc puternic acum când se alege președintele. Înseamnă că DNA-ul este o unealtă. Nu știu dacă e asta. Sincer, nu că mă feresc să spun, dar nu stăpânesc fenomenul, dar nu cred că e unealtă. Cred că cineva a venit și a zis, dați-le drumul, atâta tot, dar nu că e unealtă. Dar nu e obligatoriu să fie unealtă, să știți. S-ar putea ca unul din dosarele astea chiar să fost forțate încă nefinalizate, pentru că nu e ușor să finalizez. Atunci e o problemă acolo. Da. Dar ce vreau că DNA-ul ar trebui să spună, halt, doamna noi venit, avem treaba noastră. Doamna Macovei a venit și s-a lăudat, da? Da. Ia să vă dau un exemplu. Vedeți dumneavoastră nenorocirile astea cu retrocedările, inclusiv situația lui Viorel Rebenciuc? N-ar fi fost. Și am să vă spun. Cred că pot să vorbesc mai în temă. Am fost 7 ani director la Oficiul de Cadastru când s-au restituit proprietăți. Am fost apoi prefect, am fost președinte de Comisie Județene de Fond Funciar. Atunci legea era restrictivă, așa cum e în toată Europa, rețineți. Și ne face semn că s-a terminat da. Timpul. Și continuați doamna, în 2005, când PD-ul a câștigat alegerile cu PNL-ul, a făcut legile acelea serioase, 5 legi în pachet, una era aceasta
a doamnei Monica Macovei, alta era a lui Gheorghe Flutur. El era PNL la vremea aia, la da, PNL-ul da, adevărat. Da, da, da. Și care s-a introdus noțiunea de restitutio in integrum. De aici a venit norocirea României, pentru că documentele au fost falsificate la foarte multe, în foarte multe situații de restituție, au fost cumpărate, vândute, înstrăinate de zeci de ori, nu la cine și nu știu cum, multe încât s-a ajuns... Din, multe documente din act de administrare exact, a unui la asta fond mă refer. Cinegetic acum, au devenit act de proprietate. Acum păi, au fost unii în folosință și au devenit nu? De proprietate. Da. Unii din folosință și... sau din ar putea să ne închiriere. Chiar Biserica Română. Nu numai biserica. Ortodoxă. Haideți să vorbim de oameni. Vorbim de alea 43.000 de hectare numai la o persoană. N-ați văzut? Păi, păi oameni buni. Păi numai neamțul, dar 26.000. Știți care a fost regula în Germania, ca să, în Ungaria, ca să spun un lucru și mai concret? Cât? Atât. Maximul care s-a plecat, maximul. Malax, o țineți minte pe doamna da, aceea da, care... Da, da, da. Știți că cerea 400-500 de milioane de dolari. I-a luat. Dar nu, mai, nu ați mai văzut-o. I-a luat și a plecat. Știți cât au dat maximul ungurii la tot ce înseamnă restituie? Maximul la cea mai mare valoare din țară, de aici a plecat în jos. 50.000 de dolari de aici în jos. Păi asta, da. Asta, da, treabă. Foarte, 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 foarte scurt, că trebuie să vină Ștefania cu dedicații muzicale și luăm bătaie, sincer să fiu, de la domnii noștri, domnii telespectatori. Cum s-ar putea aplica votul obligatoriu? Dar foarte scurt. Nu este curaj, dar e mai bun decât toate. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Ușa noastră vă rămâne întotdeauna deschisă pentru dumneavoastră, domnule Munteanu, și pentru mulți alți deputați și senatori și oameni care au o vastă experiență politică și administrativă în spate, pentru că cu dumneavoastră lucrurile se pun la punct mult mai ușor decât am încercat noi de alte dată. Sunteți mult mai sincer. De asta îmi place. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc băieților la emisie și din platou. Până mâine seară, eu vă spun toate cele bune, la revedere!